Este regretabil faptul că noi venim să vă vizităm azi în spital, dar eu vreau să vă mulțumesc pentru atitudine, în primul rând, pentru activitatea care ați depus-o în ziua de ieri, fiind și ziua de duminică. Încă o dată, mulțumiri din partea Ministerului de Interne. Nu pentru atitudinea voastră conștiincioasă, pentru sacrificiu, pentru bărbăție de care ați dat dovadă, și pentru că ați făcut față în tocmai așa cum v-a cerut jurământul, chiar dacă v-ați riscat viața sau sănătatea voastră, am decis cu ducerea Ministerului să vă apreciem. Felicitări, succes, și mulțumim pentru serviciu. La fel și domnul Ion Sadovnic. Sunt și mai felicitări, succes mare, mulțumim pentru serviciu. Servesc Republica Moldova. Sănătate, faceți-vă bine, domnul doctor, aveți grijă de ofițeri să facă bine și în termenul cele mai scurte informații. Stai ești. Nu e bine și ofițeri. Mai bine și ofițeri. Domnul doctor, o să aibă grijă să vă restabliți cât de repede spate. Deci, Ministerul de Interne vă aduce mulțumirile necesare. Ai să le porți atunci când o să ieși. Chiar când în două săptămâni o să iasă din spital. Sperăm, domnul ministru, să-l punem în picioare cât mai repede. Este regretabil faptul că noi astăzi suntem în Spitalul Ministerului de Interne. Am vizitat cei 5 pacienți, 5 ofițeri ai Ministerului de Interne și subofițeri care, în urma altercațiilor de ieri, au avut de suferit. Deci este vorba de 6 persoane. Unul este tratat ambulatoriu, 5 sunt internați, unul l-a văzut într-o stare mai gravă, 4 din ei sunt într-o stare suficient de bună deja. Regretabil încă o dată, dar ofițerii noștri au dat dovadă de pregătire profesională, de profesionalism, au dat dovadă de curaj, s-au făcut ieri datoria. În primul rând, regretabil faptul că acea grupare în frunte cu Petrenco. Cunoașteți faptul că această grupare este gruparea Antifa. Însuși faptul și intențiile lor care au încercat să devasteze edificiul Procuraturii Generale se dovedește prin faptul că asupra lor, când au fost reținuți, au fost depistate câteva ranițe în care erau lanțuri metalice, ați văzut, lacăte și alte obiecte care vorbeau despre intenții lor serioase. Aceste persoane au dovedit încă o dată prin agresiunea sa, prin forma în care aceștia au încercat să devasteze clădirea Procuraturii, că sunt persoane care prezintă pericol social. Și este important ca acestea să fie luate măsurile adecvate, prevăzute de lege.